Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. 44,5 grade în Zimbabwe și minus 58,6 grade în Antarctica sunt maxima și minima zilei de ieri. Dar haideți să aflăm ce se întâmplă cu vremea și clima de jur împrejurul globului. Duminică noapte, o tornadă a lovit orașul Dallas din statul american Texas. A fost încadrată ca fiind de categoria F3. Imaginile aeriene arată daune semnificative. Iată acoperișuri smulse, locuințe distruse, linii de curent întrerupte. Revenind în Europa, valul de căldură continuă până la sfârșitul săptămânii. Acesta se datorează unei zone de presiune foarte ridicată. Modelele confirmă menținerea și răspândirea aerului cald spre Europa central-estică și peninsula balcanică. Va fi cu 10, chiar 15 grade mai cald decât în mod normal în această perioadă, iar temperaturile vor urca local în aceste regiuni chiar spre 30 de grade Celsius. Vor fi zone cu temperaturi record pentru sfârșitul lunii octombrie. În acest timp, Australia este afectată de o secetă intensă. Indicele climatic, care descrie diferențele de temperatură de o parte și alta a Oceanului Indian, este asemănător fenomenului El Niño din Atlantic. Aceste diferențe de temperaturi determină modelele de precipitații pe continentul australian. Astfel, apele calde au înaintat spre Africa, iar apele de adâncime reci au ajuns la suprafață în zona Indoneziei și în Australia. Efectele imediate sunt ploi puternice pe coasta estică a Africii și secetă extremă în Australia. O consecință indirectă ar putea fi, precum spun experții, și vremea neobișnuit de caldă din Europa, prin facilitarea transferului de căldură mai intens spre Europa de Sud. Prin urmare, să vedem pe scurt deocamdată ce ne așteaptă pe noi în următoarele zile. Așadar, până la final de săptămână, în zona țării noastre nu apar schimbări notabile. Iată că cerul va fi senin în toată țara, însă dimineața și noaptea în zonele joase din est, din sud-est și local din sudul țării va fi ceață, nebulozitate joasă și condiții de burniță. La orele prânzului apare soarele și se încălzește mult pentru această dată. Maximele vor tinde în fiecare zi spre 28 de grade Celsius. Vă invit să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Iată că mâine dimineață vom avea 4 grade în Brașov și 6 grade în Sibiu, temperaturi mai scăzute decât în restul țării. Însă, odată ce dispare ceața, vremea se încălzește și vom avea chiar 28 de grade în Timișoara. Cu mai multe detalii ne revedem puțin mai târziu în principala rubrică Meteo. Un vultur echipat cu o cameră de filmat a zburat peste ghețarii din 5 țări. Este ideea unei fundații care vrea să promoveze astfel luarea de măsuri împotriva schimbărilor climatice. Vulturul, pe nume Victor, a zburat peste munții din Germania, Austria, Italia, Elveția și Franța. Filmările oferă o imagine cuprinzătoare și originală asupra topirii ghețarilor și a fenomenelor care afectează regiunea alpină, care, din păcate, sunt extinse pe întreaga planetă. Despre aceste fenomene ne va spune mai multe în minutele următoare climatologul ANM Roxana Bojariu, singurul expert român membru al grupului interguvernamental pentru schimbări climatice și care a luat parte la redactarea ultimului raport despre oceane și criosferă. Alegerile pe care le facem acum sunt esențiale pentru viitorul oceanului și al criosferei, este concluzia ultimului raport al grupului interguvernamental pentru schimbări climatice. Acest raport a fost scris de 100 de autori din 36 de țări și a trecut în revistă practic mii de referințe bibliografice recente care au venit cu detalii noi privind schimbarea în starea criosferei, schimbare foarte importantă pentru o mare parte din locuitorii planetei noastre. Criosfera este învelișul de gheață format din gheața din Arctica, din învelișurile de gheață ale Groenlandei, dar și ale Antarcticii. Solul permanent înghețat face parte din criosferă, la fel și zăpada continentală și ghețarii continentali.
Împreună, toate aceste componente ale criosferei, în condițiile schimbării climei, se topesc, iar cea mai mare parte a lor determină această creștere a nivelului oceanului planetar, pe de o parte datorită topirii acestui îmbeliș de gheață, iar pe de altă parte datorită expansiunii termice. Apa se dilată la o temperatură mai mare. În afara gheții arctice, toate celelalte componente contribuie la această creștere a nivelului oceanului planetar. Și creșterea oceanului planetar poate să aibă consecințe foarte importante asupra zonelor joase de coastă, de exemplu, acolo unde locuiesc 670 de milioane de oameni în prezent. De asemenea, ghețarii continentali din zona înaltă a munților, în timp ce în Arctica trăiesc permanent 4 milioane de oameni. Iar în micile insule din Pacific, cele care sunt expuse cel mai mult creșterii nivelului oceanului planetar, avem 65 de milioane de locuitori. Efectele sunt, pe de-o parte, cele determinate de această creștere care duce la o favorizare a inundațiilor de coastă și fenomenele extreme, cum sunt uraganele, vor avea un impact mult mai mare în cazul în care avem un nivel mai mare al oceanului, un impact mult mai mare asupra orașelor de coastă, unde ați văzut trăiesc foarte mulți oameni. Pe de altă parte, topirea ghețarilor din zonele montane înseamnă și o reducere a resurselor de apă în zonele din avalul lor, acolo unde se practică agricultura, de exemplu, și unde exista o sursă continuă pentru activitățile de zi cu zi, și calitatea apei scade în acele zone. Urmează raportul al șaselea al grupului interguvernamental pentru schimbări climatice, în timp ce rapoartele generale sintetizează practic tot ce se poate acumula și poate fi pus ca informație științifică relevantă pe masa decidenților, decidenți care trebuie să ia măsuri, trebuie să aleagă soluții, toate însă care să aibă o fundamentare științifică. Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră. La noapte, în regiunile estice și în cele sud-estice, va fi nebulozitate joasă, ceață și condiții de burniță cu precădere în zona Moldovei. În restul țării, cerul va fi senin și cu totul izolat, pe voi și în depresiuni se va forma ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor porni de la minus 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și se vor opri la 17 grade în dealurile de vest. Mâine, vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă după amiaza în majoritatea regiunilor. Însă, dimineața începe cu ceață, iată, în Moldova, în Dobrogea și local în Muntenia, posibil persistentă până spre orele prânzului. Apoi, mult soare, vântul abia va adia, iar meteorologii anunță maxime cuprinse, în general, între 18 și 28 de grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Banat. În București, în prima parte a nopții, cerul va fi senin, spre dimineață, din nou ceață, nebulozitate joasă, posibil persistentă în primele ore. Vom avea 10 grade în centrul capitalei și 8 grade în cartierele de la periferie. Mâine, așa cum vă spuneam, ceață dimineața, apoi soare și 24 de grade. Presiunea atmosferică are o valoare foarte bună de 762 mm coloană de mercur și deocamdată rămâne staționară. Poi mine la fel, ceață și soare la amiază. La munte, vreme frumoasă de toamnă, aici cu totul izolat se arată ceața dimineața și noaptea pe voi și în depresiuni, însă soarele va fi stăpân absolut în zona montană, iar maximele vor tinde spre 22 de grade, tot în masivele vestice, iată, în Stâna de Vale, 22 de grade Celsius, o temperatură de vară. La nivelul întregii țări, ziua de poimine nu aduce modificări majore, din nou, în est, în sud și local, în sud-est, va fi ceață, posibil persistentă, odată ce aceasta dispare, apare soarele și vom avea temperaturi foarte ridicate pentru finalul lunii octombrie. Vorbim în continuare despre maxime de până la 28 de grade, cele mai ridicate valori se vor înregistra, iată, tot pe partea nord-vestică, vestică și sud-vestică. Acum a sosit momentul să aflăm cum va fi vremea pe continentul european.
Ciclonul, format în bazinul vestic al Mării Mediterane, va aduce mâine un cod roșu în nord-estul Spaniei. Meteorologii anunță precipitații abundente, local se pot strânge chiar 100 de litri pe metru pătrat, vântul va fi puternic, iar în zona de coastă valurile pot depăși 3 metri în înălțime. Și sudul Franței este atenționat mâine printr-un cod galben și portocaliu de ploi abundente, inundații și vânt puternic. Mai bine, dacă putem spune așa, va fi în restul Franței, dar și prin arhipelagul Britanic, unde ploile se vor arăta sporadic. În peninsula italică, dar și în țările sud-estice, vremea se menține destul de bună. Vorbim despre soare la amiază și maxime de până la 23-24 de grade Celsius. Vă reamintesc că în Italia, pe parcursul zilei de mâine, mai ales în Sicilia și în Sardinia, există cod galben și portocaliu de vreme instabilă, ploi abundente, iată, descărcări electrice, dar și un vânt mai puternic. Vreme liniștită se anunță în schimb în țările centrale. Dimineața începe cu puțină ceață, însă la amiază soare și valori de până la 18 grade în Varșovia și 20 de grade în Kiev. În țările nordice, când soare, când nori, ploi mai ales în Norvegia și în Suedia, iar în zona montană înaltă a peninsulei scandinave, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Și prin nord-vestul Rusiei vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Atât pentru astăzi, mâine de la ora 18:45 de minute vorbim despre vreme și sănătate. Să urmărim imaginea zilei și rămâneți pe TVR2, în câteva minute începe telejurnalul orei 19. Pe curând!